Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un review cu Bose Soundlink Mini 2. Genul ăla de boxă Bluetooth foarte scumpă, potrivită la perfecție pentru un cadou costisitor către o prietenă foarte pretențioasă. O soție, un prieten, de ceva de felul ăla. Dar dacă o să intrăm un pic în detaliu, să vedem dacă ne interesează și pentru noi. Adică cum ar fi să-ți faci un cadou atât de costisitor? Merită banii? Aflăm împreună minutele care urmează. Mai întâi să desfacem cutia. Așa arată, la primul contact, alb cu logo-ul Boze și așa mai departe. Niște inscripții prea multe în ungurești, și vrut să fie și în limba română, n-am nimic cu ungurii, dar și vrut și în limba română. Și pe aici, și pe aici, și pe aici. Bun. Desfacem repede pachetul. Pide de spumă. Boxa. Aluminiu. Cauciuc. Premium. Ce senzație. Și sub această bucată din plastic, se găsește un sertar cu altă chestie de maculatură. Pe lângă maculatură mai avem un docking station care suportă evident încărcare pe care poți să -ți ții boxa în timpul zilei legată prin USB la alimentator. Un alimentator care se muflează așa. Și așa. așa. arată tălpica. Conector magnetic pe partea inferioară a boxei. Am pus-o pe masă. O leg la priză și se încarcă atâta vreme cât stă la calculator. La sfârșitul zilei, o iau și plec cu ea. Dacă nu vreau să o încarc pe această tălpică în timpul zilei, o pot încărca cu același încărcător și pe mufa dedicată. Are și intrare auxiliară din nou aici pe lateral. Încărcătorul este de 1600 de mAh, ceea ce înseamnă că este similar cu cel pe care îl găsești în pachetul unor telefoane destul de noi, așadar o încărcare suficient de rapidă. Bun, am făcut puțină curățenie pe masă, să trecem așadar la review-ul propriu-zis. Așadar, boxa Bluetooth Wireless este oare încă un dispozitiv care atentează la buzunarul tău și de care nu prea ai nevoie? Au trecut pe la mine multe alte modele, mai ales de pe la Logitech. Seria UE Boom, Mega Boom, UE Boom Noi sau uh, UE Roll au fost aici pe blog. Dacă vrei un termen de comparație, poți să le cauți. Dar, de ce ne interesează astăzi acest model de la Bose? Păi, hai să luăm în primul rând cu designul. Avem eleganță, design clasic, da? Se potrește atât pe un birou elegant, cât și pe o noptieră acasă. Vine pe argintiu și pe negru. Argintiu de la aluminiu, combinație care este folosită și la aluminiu, vă și la părțile din plastic. Și dacă tot vorbim despre ele, avem o construcție foarte solidă, în aluminiu masiv, lucru care o ajută și la eliminarea distorsiunilor de sunet. Desigur, o să ajute și în cazul unor căzături ceva mai serioase, se va ciobi pe la colțuri, dar va rezista. Este așadar foarte portabilă, partea din jos, vă spuneam, o face destul de aderentă și va sta bine. Carcasa este și ea așadar un martor al trecerii vremii. Se vor vedea pe ea urmele de utilizare, mai ales loviturile, îți spuneam în principal. Aluminiu este un metal moale. Ca greutate, e destul de grea. 670 de grame nu e de aici de colo, chiar dacă pe site-urile unde se vinde e promovată ca fiind o variantă de poșetă. Păi e ca și cum ai căra o cărămidă în poșetă. O să o iertăm pentru conectivitate, pentru că are Bluetooth 4.0, dar nu suporta APTX pentru audio la calitate premium. E ok însă. Și așa serviciile de streaming ce oferă audio la calitate foarte înaltă sunt destul de puține. Este o boxă deșteaptă, ține minte până la 8 dispozitive și poate fi conectată la două simultan, deși poate reda muzica doar de pe unul singur. Evident, Așadar ai da play, celălalt va sta la rând sau te va încăleca și te va scoate pentru a da el muzică. Poate fi folosit așadar și într-un mod de petrecere. Are și intrare cu jack la 3.5 pentru device fără Bluetooth și știe să comute automat sursele când detectează semnal pe una dintre ele. Între Bluetooth și cablu nu mai are nevoie așadar de buton dedicat pentru asta. Portul micro USB despre care am mai vorbit mai devreme nu e doar pentru încărcare, ci se poate face cu el și update de firmware care apropo se face direct pe site la ei fără aplicații dedicate și alte lucruri complicate. Ai nevoie de o conexiune la internet și un PC și te încurajăm să o faci pentru că nu îl faci în fiecare zi. Are și port așadar pentru docking station, este exact cum ziceam aici în bază, prin care doar se încarcă însă. Apropo de docking station, îl poți lăsa acasă, conecta la priză și box o pui doar pe el când vrei să o încarci. Rămâne aprinsă și poți asculta muzică non-stop câte vreme ești acasă. Apoi o scoți, o iei în poșetă și asculti muzică on the go. Hai să vorbim despre sunet. Acum urmează partea care chiar te interesează. Pentru că se aude foarte bine chiar și pentru standardele noastre. Destul de ridicate. Recunosc sunt mai moftoros din acest punct de vedere și am și de ce. Sunetul așadar este important, dar și boxa trebuie să îl redea bine. Important să ai o sursă de calitate și o boxă decentă. În dimensiuni atât de compacte, întotdeauna este destul de dificil. Dar aici avem trei difuzoare la interior, două rotunde pentru înalte și medii, adică pentru voce, și o membrană ovală pentru frecvențele joase. Hai să facem și hands-on, așadar încărcată complet, apăsăm butonul ON-OFF și în momentul ăsta mi s-a aprins LED-ul verde de la baterie, Box a vorbit cu mine și mi-a spus că este plină, iar LED-ul de la Bluetooth a clipit și s-a stabilizat pentru că a găsit un telefon conectat în apropiere. Ce o să fac eu acum? O să apăs lung pe butonul de Bluetooth Ready to pair another device? și este gata să se conecteze cu un nou device. O să scot un iPhone în cazul acesta, mă duc la Bluetooth, mi-a apărut în listă Bose Mini 2 SoundLink. Ceea ce mi-a plăcut foarte tare. S-a conectat foarte rapid, așadar o singură apăsare pe butonul de Bluetooth pentru a începe împerecherea. Am căutat în Bluetooth-ul din telefon, am împerecheat-o și din momentul ăsta am un hands -free complet. Ce mai place este că Starea bateriei se vede și de pe telefon aici în partea de sus, lângă iconița de Bluetooth. Așadar, trimite și astfel de informații la telefon, deși vă spuneam nu am o aplicație, nu-i simt lipsa. O pot folosi și pe post de handsfree, poți face chiar și conferințe cu mai mulți oameni în sală, microfon bun, optimizat, așadar vă spuneam, pentru voce, așa cum te-ai aștepta. Și hai să dăm și un pic de sunet. de avem aceeași senzație. Surpriză! Nu-ți vine să crezi cât de bine se poate auzi, vă spuneam, dintr-o box atât de compactă. O poți folosi așadar și ca să te uiți la filme și să le experimentezi mai bine de pe device-ul tău. Dar am să sun și pe un prieten. Da. Alo, Radu? Salut, da. Ce faci, Radu? Foarte bine. Excellent. Cu, cu cine? A, nu trebuie să răspunzi, vreau doar să văd dacă mă auzi. A, te aud. Destul de bine. Destul de bine. Mulțumesc, Radu. Plăcere. Call ended. Call ended. Iar boxa mă atenționează de asemenea că am întrerupt și apelul. Așadar, suficient cât să știi despre ea, poți să și preiei apelul dacă sună telefonul și să le închizi de la butonul de aici dedicat. Poți controla direct volumul și de pe boxă, însă de ce ai face dacă ai acces la uh, volum inclusiv de pe butoanele, de pe device-ul de pe care ai dat muzica. În concluzie, pe toată gama de frecvențe ne impresionat încă o dată, dacă ne raportăm la dimensiune, chiar și joasele, dacă sunt prea multe melodie respectivă, sunt ușor atenuate pentru a nu fi distorsionate, mai ales la volum ridicat. O să auzi mai puțin bas ca să se audă clar. La volum mic însă, joasele sunt predominante și se atenuează vocea. Da, aici lipsește puțină dinamică, însă și așa sună foarte natural. E impresionant nivelul de joase pe care le poate reda dintr-o cutie atât de mică. Cei de la Bose sunt experți în sunet de calitate din chestii mici. Din punct de vedere tehnic, nu redă un bas puternic, însă pune în valoare frecvențele joase pe care nu le auzi, ci doar le simți. Acel prag de 200 de Hz aproximativ. așadar, este gândită pentru un volum mediu spre mic, unde face o treabă excelentă și se simte mai bine la capitolul autonomie evident. Dar e mai tare, se consumă mai repede tai muzica în surdină, te vei bucura de ea și se va auzi cât se poate de clar. Desigur, nu neapărat în surdină, poate fi și mai sus. Hai să vorbim și despre autonomie. Îți ziceam că poți să o încarci de la orice micro USB de la un încărcător de telefon. Vă spuneam minim 1500 de mAh pentru a nu aștepta câteva zile până la o încărcare completă. De aici rezultă așadar 10 ore de autonomie cu o baterie plină. Noi am încărcat -o acum o săptămână și am ascultat vreo 3-4 ore la ea, mai are vreo 70% în acest moment. Nu sună rău deloc la acest capitol. Să tragem câteva concluzii. La 895 de lei, ce căpătăm? O boxă bună, vă spuneam, se configurează ușor și se conectează rapid la toate dispozitivele din vecinătate care au Bluetooth pornit. Docking station este o idee de apreciat și l-aș face un standard pentru acest tip de dispozitive. Vi-o pui și se încarcă peste noapte. Comut automat, așadar, în funcție de intrare auxiliar pe fir sau Bluetooth, și are o autonomie foarte bună. Sunetul. O sunetul. Aici excelează. La dimensiunile astea e aproape imbatabilă. Putem compara cu alt model testat de noi, Logitech UE Boom 2, care este cam la același preț, 200 de euro și o depășește. Din nou, expertiza Bose în domeniul sunetului, mai ales portabil. La capitolul negativ. Aș trece aici poate lipsa NFC-ului. Însă având în vedere din review-urile și comentariile de la ei de pe site, majoritatea utilizatorilor folosesc un iPhone, așadar ar fi inutil să-i pui NFC. Cei mai mulți clienți de Bose au un iPhone. Nu are aplicație pentru smartphone sau tabletă. Ar fi bine venit un egalizator sau măcar câteva preseturi. Știu, nu prea le folosește nimeni, toată lumea se bazează cu ce vine din fabrică, însă poate vrei să mai tai din joase și așa destul de predominante, vă spuneam, mai ales la sunetele joase. Vă place? Așteptăm impresiile voastre despre acest Bose Soundlink Mini 2 mai jos pe blog. Comentariu, like, share și până data viitoare, numai bine.